Integrarea europeană trebuie să fie o idee națională. Anume aceasta a spus și reprezentanții platformei DA și ai locului și ai Partidului Schimbării. Liderii acestor trei partide au avut o întâlnire cu doamna Sandu și săptămâna trecută, unde și-au expus viziunile pro-europene, dar și riscurile cu privire la organizarea referendumului anume acum și că trebuie să ne așezăm la o masă, să ne asigurăm că nu vor încerca forțele pro-Rusia să distorsioneze acest referendum. Am venit astăzi ca să expunem încă o dată aceleași lucruri și în același timp, făcând uz de faptul că s-au așezat mai multe partide la masă, am informat că cel mai important lucru pentru integrarea în Uniunea Europeană sunt alegerile parlamentare din 2025 și anume acela va fi testul dacă vom avea o majoritate pro-europeană sau vom avea o majoritate de stânga care va bloca procesul de integrare europeană. Și în acel caz niciun prevedere în Constituție nu ne va ajuta ca să mișcăm lucrurile în direcția corectă. Și în acest context, noi am venit cu propunerea la celelalte partide politice așezate la masă să ne așezăm și să discutăm despre consolidarea unui bloc larg pentru alegeri parlamentare. Noi, cele trei partide, am demonstrat că putem trece peste orgoliul personal în interesul țării și am invitat și pe ceilalți să ne așezăm. Dacă nu se dorește de la nivel de partid de guvernământ, atunci măcar ceilalți extraparlamentari să ne așezăm și să ne asigurăm că în 2025 vom avea un parlament pro-european.